Concursul Fantezie în bucătărie a ajuns la ediția a 12-a, a adunat la start sute de elevi ai Liceului Tehnologic Petre S. Aurelian din Slatina. Sunt tineri pasionați de arta culinară, dornici să-și pună abilitățile practice la încercare și să-și arate talentele gastronomice. Evenimentul organizat astăzi demonstrează că gătitul a devenit un hobby pentru copii, depășind stadiul de povară și ajută atât la socializare cât și la îmbunătățirea serviciilor oferite de școala noastră. Elevii au fost receptivi la ideea noastră, inclusiv elevii de clasa 9 au vrut să participe și să-și arate maestria în arta culinară. Acești tineri talentați urmează cursurile profilului de alimentație publică și turism și au pregătit o varietate impresionantă de preparate, inclusiv paste, prăjituri, aranjamente de fructe și chiar ciorbe. Pentru astăzi am preparat taliatele cu fructe de mare, care conțin un sos alb cu vin și cu unt, alături de midii și creveți, oregano și alte condimente. Avem o lebădă, o compoziție formată din ananas și niște delfini. Sunt niște compoziții pe care am învățat să le pregătim la liceu și pe care domn profesor îndrumător Liciu ne-a învățat să le organizăm. Astăzi o să vă prezint un lava cake și tiramisu la pahar. Lava cake-ul conține unt sărat, ciocolată amăruie, făină, zahăr și 4 ouă. Iar tiramisu conține pișcoturi, cafea, mascarpone, gelatină și o linguriță aproximativ 2 de coniac. Ales aceste preparate? Pentru că sunt unele din preparatele mele preferate și îmi plac foarte mult. Și am ales, dacă tot mie plac, să le arăt celorlalți că pot. La eveniment au venit reprezentanții ai unor instituții și agenți economici, dar și profesorii și colegii celor aflați în competiția culinară. Cu toții au apreciat creativitatea și priceperea viitorilor bucătari. Unul dintre cei care au avut bucuria de a degusta preparatele acestor elevi talentați a fost edilul Slatinei, Emil Moț. Bună! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Ne-ați înjurat din România! Eu deja jurizam, să știți, toți ce... Primarul a apreciat eforturile depuse de tineri și a exprimat admirația sa pentru pasiunea și priceperea cu care aceștia au pregătit mâncăruri delicioase. Din câte am înțeles eu astăzi, avem fantezie în bucătărie, da? Da, participă aproximativ 200 de elevi, da? Și sunt împărțiți în 30 de grupe. Bun. Alături de noi astăzi sunt și 4 agenții economici. Sunt agenții economici unde elevii de la liceu Tehnologic Petre S. Aurelian și efectuează stagiile de practică. Voi ce preparați, dragilor? Prăjitură? Prăjitură cu măr. Asta e plăcintă cu mere. Prăjitură cu măr, prăjită plăcintă. Ce înseamnă? Care e diferența între plăcintă și prăjitură? Păi, plăcinta are foietaj, iar prăjitura mea e făcută cu aluat și e făcută de mine. Ai dreptate, să știi, este corect. Mulțumesc. Da, este corect. Foietajul e foietaj și aluatul e aluat. Carpaciul mâncam când plecam de la Greceanu în clasa 5-a, ne opream la Ronf și acolo mâncam carpaciul și mai mâncam carpaciul la cinema, la cofetărie. Dar, bine, vorbim de acum 25 de ani. Și ăsta e carpaciul. Și nuci mai da. Mai este o prăjitură cu plat de nucă. Grupa 2 din clasa a 10. Ce a putut în cremă? E cu banane, da, bă. Cacao și? Și mai ce? Și ciocolată. Și ciocolată. Se simte gustul de ciocolată. Normal care gustul copilăriei. Și anul acesta cele mai gustoase preparate au fost premiate de juriul de specialitate.